Bună, dragilor! Astăzi voi posta un nou videoclip și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru fiecare vizionare și fiecare like. Dacă nu v-ați abonat încă, când intrați pe canal, aveți opțiunea de abonează-te, apăsați acolo și, bineînțeles, pe clopoțel. De fiecare dată când voi posta, vă va veni notificare. Clipurile de cumpărături o să fie mai rare, separate, o să fie mai mult incluse în vloguri. Sper să vă placă și acest gen de clipuri. Vă mulțumesc tare, tare mult și vă doresc o săptămână minunată. Pupici! Haideți să vă arăt și câteva cumpărături care le-am făcut astăzi. Și încep cu laptele. Citesc direct de pe bon. Lapte cu 1,5% grăsime, 4,19 lei bănuți. Avem apă minerală. Este o apă destul de ieftină și vă explic de ce cumpăr eu apă. Noi avem apă în curte, dar din păcate este destul de calcaroasă și un pic sărățică și luăm apă de la un izvor. Avem un izvor aici aproape care are o apă foarte, foarte bună, dar cumpărăm apă minerală din când în când pentru a schimba acele sticle care tot mergem cu ele la izvor. Lumina văd că îmi joacă feste și este 0,99 sticla, am luat vreo 10. Zahăr alb. Zahăr alb, 2,99 punga, am luat 2 pungi. Vreau să fac dulceață din vișine. Cartofi noi, am avut 2 kg 58 și kilogramul este 1,59 lei, am dat 3,27 lei. Să vedem ce mai avem. Piersici, 1 kg 160. 5,99 kg și am dat 6,98 lei, sunt la ofertă acum. Nectarine, 4,49, 500 de grame. Făină albă, 2,79 punga, tot la fel, am luat 2 pungi. Bază pentru mâncăruri, 2,89, 75 de grame. Drojdie uscată, are 7 grame și costă 0,89 bănuți. Mălai, tot 2 pungi, am luat 2,49 lei punga. Avem pâine albă. O secundă să iau. Aceasta este la 2,99 și are 500 de grame. Și mai avem pâine tigris la 1 kg și a fost 6,99. Uitați cât de mare este. Pun să fac dulceață din vișine, cam 4 kg, 4 kg și jumătate am aici, cu tot cu sâmpuri. Am pus apă peste ele și mă apuc de curățat. Când o să le scot sâmburile, cu siguranță vor rămâne 2 kg, jumătate 3. Am terminat de curățat de sâmburi vișinele, am aproximativ 2 kg și jumătate de vișină curățată. Asta înseamnă că adaug la fel 2 kg și jumătate de zahăr. La vișine și la cireșele amare, în general, se adaugă 1:1, pentru că vișinele sunt destul de acre și cireșele sunt destul de amare. Vedeți cum este zahărul ăsta în pungă? Așa l-am cumpărat, dar nu este fel de problemă că se va topi. Cam atât. O să învârt un pic în ele și o să le las pentru aproximativ 2-3 ore, exact așa cum se află, ca să lase un pic de zeamă. 2 ore în care am stat vișinile cu zahărul, le-am pus la fiert. Are o oră și jumătate de când fierbe, într-adevăr că este la foc mic, dar cred că o să o mai las aproximativ vreo 40 de minute să mai scadă. Dulceața mea este aproape gata, când vedeți că face așa deasupra, să știți că nu mai trebuie lăsată. Și borcanele, v-am tot spus prin clipuri, eu refolosesc borcanele de pe un an pe altul. Aici am foarte multe borcane de la măsline și cred că 2 de la dulceață, 3 de la dulceață.
Dacă vedeți că capacele nu sunt chiar atât de bune, le puteți înlocui, dar borcanele de ce să nu le folosim? Cam aceasta este dulceața care mi-a ieșit mie. 2, 4, 6, 8, 9 borcane mici și unul mare de 720 de mililitri pe jumătate. În rest, astea mici au 340 de mililitri și chiar 300 de mililitri. Sunt mulțumită, poate o să mai fac o porție din vișine, nu știu, dar din cireșea mare cu siguranță voi face. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare, la venire, de acum și până în veci. Însuși, Domnul păcii să vă dea întotdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu tot. Dragilor, este un citat foarte frumos care l-am primit de la Anca Popescu. Împreună cu aceste 9 cărți, Anca organizează din când sau își organizează casa și face declutere din când în când la anumite lucruri pe care nu le mai folosește. Eu am fost o norocoasă să primesc aceste cărți de la ea. Bineînțeles că i-am scris pe Instagram și fata imediat mi-a trimis un colețel. Și haideți să vă arăt și vouă ce cărți am primit de la Anca și pe această cale chiar îi mulțumesc. O avem pe aceasta, Margaret Sargent, nu știu cum se pronunță exact, și lumea ei. Nu vă pot spune nimic despre aceste cărți pentru că nici eu, nici fata nu am început să le citim. Avem Adolescentul, este o carte foarte, foarte groasă, adică chiar îți trebuie timp să o citești. Moara de apă. Arta războiului. Este o carte mai veche, dar cu siguranță o carte frumoasă. Copilul renegat. Chiar sunt curioasă să o citesc. O poveste stranie. Cartea fiului risipitor. La țărm de ape. Prima carte, Fecior de slugă. Precizez un lucru că am ales cărțile care mi le-am dorit, deci fata mi-a trimis ceea ce i-am scris eu. Și pe această cale îi mulțumesc încă o dată. Dragilor, dacă vă plac clipurile mele, vă mai aștept acolo cu o abonare și cu un like. Vă pup și vă doresc o săptămână minunată!